Se bate scurt, Briceag ridică pe colțul lung, Orozco recentrează, Octavian Vulceanu și șutul deviat de Roman în afara terenului. Sperăm pentru Roman că această minge nu era pe poartă. Prima ocazie într-adevăr mare a partidei. Briceag ne arată că are o tehnică destul de bună. Petrișor Petrescu, șut bun pe lângă poartă al lui Ionuț Rădescu, șansă de gol pentru FC Argeș, din nou aproape de gol. A avut tot timpul din lume să trimită pe poartă. Briceag joacă aproape, Dulcea, foarte jucat de coechipieri. Briceag în fața golului, Briceag, gol! FC Argeș! Minutul 43, Marius Briceag deschide scorul și un avantaj meritat pentru formația din Trivrale. De suflă ușurat și Nicolae Dică, spuneam, trebuie să ia puncte în următoarele etape pentru a salva postul. Învins Octavian Vâlceanu după o acțiune care a mers foarte bine. Vin și aplauzele de încurajare pentru jucătorii lui Ilie Poenaru. Ianis Pârvu, ciupit acest balon și Adrian Bălan primește în partea stângă un exterior către Robert Ion, transversală, faza nu s-a terminat și este corner, Banu, intervenția aduce un fault. Ce situație de gol pentru Oaspeți! Ce soluție a găsit Robert Ion! Exteriorul lui Adrian Bălan. Ar fi fost un gol superb pentru Chiajna. Gheorghe, care nu reușește să atingă balonul. Tofan, încă o centrare, lovitură de cap, gol! 2-0, FC Argeș vine acolo și trimite în poartă Robert Moldoveanu, care ia fața fundașului central. Se resimte acolo și e puțină panică. Aplauzele lui Straton sărbătoresc golul, suporterii Argeșului. Sperăm să nu fie nimic grav cu fostul jucător al lui Dinamo, care iată își revine. Vine centrarea, balon în care și este gol! Mihai Roman marchează și el, 3-0 din minutul 77. Centrare excepțională a lui Petrișor Petrescu și gol care lămurește lucrul extrem de dezamăgit Octavian Vâlceanu de modul în care s-a comportat defensiva lui. Și în sfârșit sunt cu zâmbetul pe buze și relaxați fanii Argeșului. Va fi o victorie cel mai probabil categorică pentru echipa din Trivale. Balonul în care, să vedem șutul dezamăgitor, Neicuțescu se întoarce și marchează. Meci cu 4 goluri deja, Neicuțescu se echilibrează, se întoarce și trimite în zona liberă. Iată impactul jucătorilor veniți de pe bancă în acest joc. Foarte necăjit Tonescu, a intervenit o relaxare în tabăra piteștenilor de care profită Mihai Neicuțescu. Marcaș, vorbește Tofanița! Mai sus! O minge acum, din nou marginea careului și este gol! Reduc din diferență, avem un meci infernal pentru apărarea piteștenilor în acest final de joc. Ghinfuz reușește să marcheze Bulevard în apărarea Argeșului. Erori în lanț la acest gol.
prinde curaj și Ilie Poenaru, care speră într-o remontada în la Mioveni. Este o contră, 3 contra 2. Moldoveanu, șansa dublei peste poartă. Ce ratare, ce ratare pentru jucătorul venit de pe bancă. Cam toți jucătorii veniți de pe bancă la ambele echipe au lăsat o impresie bună.